Ziua bună, oameni faini, și bine ați venit la Între Doi Jucători cu Boghi și cu... Oli, bună tuturor! Hello! Încă o dată, astăzi vorbim puțin despre Kickstarter, pentru că n-am reușit să facem lucrul ăsta într-un singur episod, adică să vorbim și despre jocuri și despre Kickstarter într-un singur episod, o să le împărțim într-o săptămână. O să vă vorbim despre Kickstarter și într-o săptămână o să urmărim același format ca în episodul 2. Practic, episoadele cu număr impar o să fie cu Kickstarter și episoadele cu număr par o să fie despre jocurile pe care le-am jucat și așa mai departe. Exact formatul din cel de-al doilea episod. Bun, hello, cum te simți? Foarte bine. Te-ai jucat până târziu azi noapte, deci... Da. Deci ești în formă, cum s-ar zice. M-am jucat un joc care a venit de pe Kickstarter. Da? Da, ce? CO2, Second Chance, era pe Kickstarter, dacă bine știu. Da? De curiozitate, ce aștepți să-ți vină în zilele astea? Sau cel puțin următoarele două săptămâni? De pe Kickstarter, spui. Da, da. Ar trebui să-mi sosească The Village. Este un joc de deducție pentru similar cu Werewolf sau Mafia. Însă nu știu de ce întârzie și nu-mi răspund. Ciudat. Am înțeles. Dar se mai întâmplă. Corect. Așa e Kickstarter-ul. Ăsta e Kickstarter-ul, n-ai ce să-i faci. Eu aștept Claustrofobia. Nu, m-am gândit la altceva. Nu-i pentru un singur jucător. Nu, e pentru doi. E un joc de doi. Am varianta veche cumva, uh-huh. Care era destul de faină și aia, doar că ăsta au adăugit și au... Problema cu cea veche era că era ușor debalansat jocul, uh-huh. Cel puțin în scenariile de început, din jocul de bază, după care au băgat două extensii în care au mai băgat niște scenarii, știi? Uh-huh. Dar erau ușor debalansate scenariile din primul și acum au, mă rog, e o ediție... No. Au schimbat și ceva reguli? Da. Nu foarte mult, dar au balansat, îți dai seama, scenariile. Claustrofobia e împotriva ta, e un dungeon crawl, suntem undeva sub pământ. Da. Și e cu niște monstruleți și cu niște eroi, cumva. Miniaturi sau... Da, cu miniaturi, da. Stai, cam, dacă vrei să-ți arăt, nu l-am scos, dar îl scot repede, că l-am aici. Ediția veche? Ediția veche. Asta e ediția veche. Am tot la el, toate extensiile. Am reușit să găsesc extensiile pe prima extensie, care e foarte greu de găsit. Aha. Pe la cineva și am cumpărat-o. E foarte... Deci era fain, cutia e plină de chestii, toate miniaturile erau pictate în jocul ăsta. Astea care vin acum nu sunt pictate, știi? Și asta e puțin nasol, dar în ăla, uite, The Baddies, băieții răi, ia uite. Mai spre mijloc, așa, cum văd. Aha. Eu nu sunt împătimit al miniaturilor, adică dacă sunt, e ok, dacă nu e o problemă. Asta arată fain. Da. Și în esență avea niște trasee cumva stabilite prin nu descoperi, sau ba da, puteai să descoperi. Parcă, nu mai știu, parcă se putea și descoperi. Nu l-am mai jucat de mult, de ceva vreme, cred. Dar el, în esență, este un euro. Da? Nu e cum e Descentul, știi? Descentul e un
în Ameritrash trash cumva, dai cu zarul la greu. Și în ăsta, așa mi-am imaginat și jocul ăsta. Nu e. În ăsta tu sunt do- eu cineva are mai mulți eroi, să le zic, un număr de și joacă cu ăstea. Iar celălalt care cred că e cu monstruleții, cu monștrii, parcă, n-am mai jucat de mult, e cu asta. Ce faci pe tura ta? Ai două sau trei zaruri, dai cu zarurile și zarurile le pui pe una din spațiile astea de acțiune. Da, e ca okay. La Castles of Burgundy, iei zarul și îl pui pe un spațiu de acțiune. Și spațiul ăla de acțiune îți dă niște resurse. Ok. Anumite resurse pe care tu poți să le folosești împotriva celuilalt. Exact. Ok. Atunci e un joc pentru doi jucători, da, dacă am înțeles bine. Iar celălalt are tot așa un număr de zaruri și dă cu zarurile alea și le pune aici. Și numărul de zar pus aici înseamnă că, spre exemplu, uite, dacă te uiți, vezi pe asta, ai un număr de zar acolo. Da. La 1 la 6. Ei, în momentul ăla, zarul ăla, monstrulețul ăsta poate să aibă mișcare, combat și defend. Adică okay. Poate lupta cu tine, se poate mișca în funcție de unde pui tu zarul, îi dă niște abilități. Da. Și e un puzzle întreg pentru cine joacă, care are vreo 4 personaje, 4-5 personaje cel care joacă cu ăstea și dă cu 4-5 zaruri și pune zarurile de așa natură încât în funcție de unde ești tu, să se poată ori apăra mai bine, să ori să poată ataca mai bine, ori știi? Și e, ți-am zis, cumva un euro, e un joc cu mecanisme tip euro, claustrofobia, nu e un dungeon crawl clasic. Și, mă rog, ediția inițială este destul de fain desenată, adică arată foarte bine, ăsta e dungeon-ul. Aha. Evident că pe unde te deplasezi ai niște impedimente. Adică nu o să poți să te deplasezi cum vrei tu. Ba, o să te împotmolești. Ba, adică o să ai niște lucruri care nu or să te ajute. Să exact. Ajungi de la unul la altul. Și e un joc de cărți. Eu am niște... În cel nou au schimbat și grafica? Da. E făcut de cei de la Monolith. Și spre exemplu, astea sunt de la ale jucătorului cel cu monstruleții, să zicem. Și ăsta, spre exemplu, zice play during a phase și zice choose a tile, roll a die for each human warrior on the selected tile. The warrior suffers a hit on a die result of 3 or more. Și e un mesh de mecanisme între zaruri și jocul de cărți. E un puzzle, practic. Între unde pui zarurile și jocul de cărți, ca să poți, mă rog, unul să-l învingă pe celălalt, cumva. Poți eu modifica ce ți-a ieșit pe zar sau ce ți-a ieșit? Asta e. Mi se pare că sunt anumite cărți care îți mai permit să mai modifici cumva ce faci cu zarurile. Există. Adică nu e chiar ce ai primit, aia e. Știi? Aha. Dar posibilitățile de aici sunt destul de mari. Spre exemplu, în unele locuri zice any dice score. Poți să te duci cu orice zar. Aici zice dice must be either odd or all even. Sau aici zice two dice with odd scores. Sau one odd die and one odd even die score. Adică ai posibilitatea să te duci în multe locuri, știi? Că nu contează că dai 1, 3, 6 sau... Da. Contează, ci sunt anumite... Astea, doar aici contează, 7, 11 și așa mai departe. Dar astea sunt niște posibilități, sunt niște acțiuni ceva mai puternice care o să te împiedice să te mai duci în alte. E foarte bine gândit jocul și numai că unele scenarii sunt debalansate și asta face ca
ca cel puțin prima carte de scenarii să nu fie foarte ok. După care din următoarele au mai le-au mai balansat, plus că au mai făcut oamenii scenarii, că așa se întâmplă, știi? Fac oamenii scenarii. Și acum nu cred să fie prea greu. Și în Zombicide ai pot să faci. Da, Zombicide-ul nu l-am, că e un ameritrash clasic ăla, adică dai cu zarul ca și Ramen Bones. Dai tata cu zarul până... Asta nu e doar zar, adică e mult mai mult atât. De fapt, sunt niște țeane, sunt niște mecanisme de tip euro în spate. Și de asta îmi place asta. Mai am, de tip dungeon crawl, mai am doar Descent-ul, cred că și... Sword and Sorcery, care e cooperativ. În și rest... altceva în afară de Descent, de... cum se numea jocul ăsta? Claustrofobia. Dacă mai aștept trebuie ceva... Trebuie să vină acum? Luna asta? Nu cred. Știi ce mai... Dar nu cred că o să vină prea curând. U-Boot. Ah, da. U-Boot. E un joc mare. Da. Ultimul stretch goal pe care l-au scos e super. Cel pe care l-au schimbat, mi se pare. Că nu au atins ultimul stretch goal. Într-un moment trebuie să, deci trece peste voi ceva și să trebuie la oameni, să de fapt, fiți în liniște, ca să nu vă audă. Stai așa, mai, fii atent. Zic că, hai să spunem la oameni ce e U-Boot-ul, că s-ar putea unii oameni să nu știe. U-Boot e un joc în care e cooperativ, în care fiecare dintre jucători are un rol foarte bine definit în interiorul submarinului. Așa, unui capitan, unui cu periscop și așa mai departe. Și vin nemții peste noi și noi trebuie să facem de așa natură încât să-i învingem pe nemți. Da. Și acum spune tu ce ziceai la acel stretch goal. Da, dar eu nu am becuit proiectul, doar câțiva prieteni și ei mi-au spus că ultimul stretch goal, practic stretch goal-urile sunt chestii extra care se dau lângă joc pentru că sunt destule persoane care susțin proiectul. Susțin proiectul, exact. Și atunci este un joc în care o să folosești mult telefonul, ori să te uiți cu periscopul, ori să faci nu știu ce în submarin și la un moment dat inamicii vor fi atât de aproape de submarinul vostru încât trebuie să fiți în liniște, pentru că dacă voi clar, e un joc cooperativ, o să vorbiți între voi. Uite, tu ar trebui să faci asta, între timp noi facem asta, nu știu ce. Dar când inamicii vin, atunci trebuie să vorbiți în liniște. Altfel, vă prind și atunci vă scufundați sau, nu știu, suferiți daune. Mi-a plăcut ideea foarte mult. Da, și mie mi-a plăcut și de asta l-am și susținut. A fost, eu de obicei, dacă pot, cam un Kickstarter pe lună sau unul la două luni, cam așa. Depinde cam cât de mare e Kickstarter. Da, buget. Pentru că un Suburbia nu se compară cu, nu știu, The Village. The Village a fost $14. Ah, da, corect. Suburbia, cât 10? Da, vreo 10 de asta, da, ai dreptate. Bun, hai să vorbim despre alegerile noastre pentru emisiunea asta și te las pe tine să începi. Da, eu aș trece așa repede prin câteva jocuri care mi-au plăcut mult. Și care urmează să vină sau s-au lansat deja? Care s-au lansat. S-au lansat, da? Da, deci aici am salvat câteva. Dar să mă uit când se termină proiectele. Deci ce mi-a plăcut mie mult
Am găsit ieri un joc care practic sunt trei jocuri, dar să dau share screen, da? Deci ce mi-a plăcut mie e Cloudus Collection, da? Sunt trei jocuri, și e o colecție de trei jocuri, și fiecare e diferit față de celălalt. Adică, unul cred că e Tableau Building, dar aici imediat aflăm. Ai aici o civilizație, da? Ăsta Neolitic, primul joc din trio, Neoliticul. Jocuri de cărți, nu? Da, fiecare e un joc de cărți. După aceea, Muziris, în Variable Market, Characters. Da, și aici Zi Garcia spunea că vroia să joace jocul din nou și din nou. Adică i-a plăcut mult și dacă lui îi place, unui om care s-a jucat foarte multe jocuri, atunci posibil e un joc bun. Înseamnă că sunt scurte și sunt scurte. Deci Da, dacă da, da. zic Păi Garcia îi plac, înseamnă că sunt scurte. astea sunt fillers. Deci fiecare e un joc care se termină în 30 de minute. Da, și ultimul e collect goods, characters, card drafting. Da, e un joc în care o să tragi cărți și probabil o să le joci. Nu m-am uitat foarte mult peste, m-a atras așa faptul că sunt trei jocuri. Da, la Ah. 49 de dolari, dar după aceea m-am uitat dacă vin așa. Poc! În România, 18 dolari să mi-l aducă. Da. Adică, aproape cât un joc, da? Un joc e Da. 19, dar întotdeauna așa e cu transportul. Asta n-ai cum să nu. Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Așteptam jocul ăsta. Eram curios ce o să facă, știi? Eu nu știu, jocul ăsta nu, eu nu l-am jucat și nici nu prea știu exact ce se A, întâmplă. eu am văzut multe desene animate. A, bine, și desenele animate și eu l-am văzut, că ăla era desenul animat în anii 90, la începutul anilor 90, ăla era desenul animat, știi? Cu Țestoasele Ninja, Da. cu care aveau nume de pictori și renaștiți, Da, Michelangelo, știi? Noi nu știam Leonardo. asta. Da. Da. Știi? Noi nu știam chestia asta. Dar nu știu Aha. jocul ce face. Habar n-am. Știu că e cu multe zaruri și că e fan Da, și îmi place o să zarurile. fie un gen de Zombicide din câte am văzut eu, da? Sunteți voi împotriva roboților, inamicilor și dați cu zarul, depinde de ce iese, trebuie să rezolvi. Am înțeles. Acum mi-a plăcut tematica, da? Suburbia, dar despre asta te las să vorbești tu. Vindication, mi s-a părut un joc greu. greu de digerat. M-am uitat puțin peste gameplay. Îmi place mult când Să un știi că și mie mi joc s-a părut lansat interesant. pe... Poftim? Să știi că și mie mi s-a părut interesant ăsta. Doar că, nu știu cât e destul de scumpuț și ăsta. 99 de dolari, ceva de Da, genul. eu m-am uitat că dacă e un joc care era scos pe Kickstarter și care știu că a avut succes și acum îi scot o extensie, atunci cu siguranță jocul e destul de bun încât să atragă un public și mai mare. Și atunci m-am uitat, da, uite, oferă o mulțime de lucruri. Game 3, da, e un Pentru banii port. ăia vrei să spui. Poftim? Zic, pentru banii ăia vrei să spui. Pentru banii pe care îi dai. A, da. Da. E un board diferit față de cele cu care suntem obișnuiți. Sunt lucruri faine. Nu știu dacă e genul meu de joc. Deci, întotdeauna când pe Kickstarter mă uit,
încerc să-mi dau seama dacă m-aș juca destul de mult încât să merite să dau atâția bani. Dacă mă Da, joc, corect, corect, corect. odată, atunci nu merită. Nu Dar merită, dacă nici caz. mă joc jocul acesta, uite, bagă 99 de dolari, mă joc 10 jocuri, practic un joc era 45 de lei. Dacă am un grup destul de bun. Da, aici e o chestie. Dacă reușești la Kickstarter, știu, ori vor mai mulți să împărțiți costul jocului, ori mai mulți să cumpărați în condiții să vă ajungă transportul mai ieftin. Da. Există Pentru grup. că la multe jocuri sunt posibilități să comanzi în grup. Acum, The City este un joc relansat, dacă bine știu, în 2011 a fost lansat și mie îmi plac jocurile în care trebuie să construiești orașe. Cred că mi s-a pus pata de la Between Two Cities, primul joc în care trebuia să construiesc un oraș. Nu ca în Carcassonne, și acolo practic construiești un oraș, un regat, dar aici Da, nu bine, ai Carcassonne e varianta cea mai case. simplă. Poftim? Zic, Carcassonne este, scuze că te-am întrerupt, Carcassonne este varianta cea mai simplă a unei construcții de oraș, care... Da, însă eu când mă gândesc la un joc în care construiești un oraș, mă gândesc dacă pui acest tip de clădire lângă celălalt, atunci ai beneficii sau un dezavantaj, știi? Și aici, dacă bine știu, atunci, clar, și numele e The City, trebuie să construiești orașul tău. Mi-a plăcut mult că au schimbat grafica. M-am uitat și peste celălalt joc și acesta mi se pare mult mai atractiv. Atractiv. Aha. No. Mă pare Nu, interesant ăsta. nu Și știu ăsta cât aici e? cât e. Deci, The Architect. 27, 21 de dolari transport. Aici, la transport, uneori jocul e destul de bun încât să dau 27 de dolari. Probabil pe acesta aș da. Când mă uit că transportul e 21, păcat. Păcat că multe jocuri sunt lansate în pe alt continent, practic. Dar uite, la acesta m-am uitat, 27 de dolari. Nu, atunci nu la acesta, am văzut flat shipping, adică oriunde ai locui în Da. lume, tot atât trebuie să plătești. Și aici mai sunt trei jocuri. Valor and Villainy, care e becuit de câțiva prieteni și cu siguranță o să-l joc, în care este un overlord, Am mag rău care pe care vreți să-l învingeți. E un joc unul împotriva tuturor. Aha. Da? Și are Deci o și să cumva și fie aplicație care să se poftim. joace, are cumva și aplicație care să se joace cooperativ? Există și Nu știu. Din câte am văzut, nu. nu. Da? Acesta mor dacă o să fie răufăcătorul, da? Aha, Mi-a pare zis. simpatic așa. Da. Parcă designul ar fi din Alchemist, nu? M-am Da. uitat direct la Alchemist. M-am gândit. Și acesta o să aibă milioni. Și îi controlează. Și ceilalți atunci încearcă să-l învingă pe Mordach, magul cel rău. Da? Și atunci o să fie Merry, Scrut, care pare că e un om rău sau o creatură, o bestie rea, dar e printre cei buni. Alindra, Amos, Bjorn, Ăștia ce sunt? Grenavel și văd că Loxley era din Stretch Goal. Am înțeles, da. Dar ce sunt ăștia care au făcut... Că pare un joc așa de descoperire, descoperi teritorii noi, te duci pe ele, probabil că îți oferă niște abilități. Da, și acolo unde depinde de ce simbol e pe acea
acel jeton. Acea tăbliță, atunci da? Inamicul, Mordak, te va putea ataca. Acolo o să fie un spawn zone pentru... Am înțeles, da, poate să intre el acolo. Da? Vezi, reveal minions. Pentru că, when heroes reveal minions, they become characters that the villain now controls, da? Eu vor fi sub controlul lui Mordak. Și după aceea trebuie să îi învingi pe rând. Da? O să ai o mulțime de cărți în mână și făceau reclamă că aceste cărți sunt foarte funny. Sunt da, aici chiar. Hilarious single-use stuff. Mi se pare și mie de cum e desenat, mi-am dat seama că e așa drăguț. Da. Da, mie mi-a plăcut cum arată. Din nou, e un joc pe care mă bucur dacă l-are un prieten. Eu cu siguranță nu aș juca atât de mult încât să merite să-l iau pentru mine. Uite, mai e jocul ăsta, Ore. Mi-a plăcut că e un worker placement, da? În care îți trimiți minerii asta... prin mină. Și atunci o să strângi resurse și o să le folosești după. Cred asta... că aici a fost flat shipping. Nu. Da. Aici chiar prețul e decent, ok. Da. Da, 54 de dolari, 220 de lei. Pentru un worker placement, da, 60-90 de minute, deci nu o să fie cel mai ușor worker placement. 12 plus. Da. Nu, știi ce mă uit dacă nu cumva ăsta este un reprint. Nu știu. Uite, vezi, da, aici. Worker which has undergone extensive design and development. Da, atunci da. Știu că există un alt ore, bla bla bla, mai vechi. Mm-hmm. Da, să știi că asta mă interesează pentru că mie îmi plac foarte mult jocurile cu tematică de genul ăsta. Mineritul? Da. Și mie îmi plac jocurile în care trebuie să plasez muncitori. Da? Deci cu siguranță dacă l-aș lua pe acesta, m-aș juca destul de mult cu el. Am înțeles. Îmi place și grafica asta foarte simplă. Care auster, nu-ți sare designul în ochi, culorile sunt bine definite, da. Da. Da, e un joc pe care cu siguranță o să-l urmăresc. În momentul în care filmăm mai sunt 25 de zile din campanie, deci destul încât să... ne gândim și nu știu la stretch goal ce au pus. Întotdeauna la stretch goal mă uit, da? Linen finish la 15.000, screen print, adică nu vor fi lipite chestii pe meeple, ci vor fi printate direct, ceea ce întotdeauna e mai bine. Upgraded resources, probabil resursele vor arăta mai fine. Văd că acum sunt cuburi. Da. Nu au făcut aici. Păi, sincer să zic că, uite, pe ăsta nu l-am văzut. Cum? Pe ăsta nu-l văzusem. Da. Eu l-am văzut pentru că i-am urmărit pe Quick Simple Fun. Uh-huh. Sau nu i-am urmărit. Atunci de pe Facebook, i-am găsit, cred. Bag aici un follow. Bun, și două jocuri... faine, dar eu zic să treci și tu peste listă și după aceea la sfârșit vorbim eu despre Shadow Tactics și Gardens of Babylon un pic mai... Păi eu nu am așa jocuri pe care le urmăresc atât de tare, am două jocuri despre care vreau să vorbesc. Așa, ia stai așa să pornesc și eu aici. Să văd ce vezi. Sunt două jocuri. Te vezi tu? Da, toată lumea mă vede acum pe mine. N-ar trebui să te mai vadă pe tine acum. Nu știu de ce face el ce vrea câteodată.
Bun. Acum să vede, ar trebui să vadă ce trebuie să se vadă. Eu mă uitam la Suburbia Collector's Edition. Asta Da. mi s-a părut interesant. Mm. De ce? Pentru că am jocul original cu prima extensie, jocul original fiind l-am aici pe undeva și poate o să-l arăt după. Deci asta e un succes total. Da, da. 659.000 de dolari. Nici ei nu cred că se așteptau la asta. Pentru Da, că de aceea cred că se vede și la stretch goal-uri. exact. Când te uiți la trei, nu știau, deci pur și simplu au făcut Collector's Edition-ul atât de bine din start. Uite, deja de la început ai themed tile set, stai nu, da, stai așa, să o luăm de la început. Da. De la început îți spun, fără stretch goal-uri, ai new artwork, deja înseamnă, e redesenat jocul, fața, o și o să arăt cum arată jocul inițial. Și asta mi se pare că arată foarte, foarte bine. Da, cum Getmaner că și tu ai desenate. jocul, arată acesta mult mai bine decât cel pe care l-ai tu? Depinde de ce. Da, e mai colorat, e mai frumos, e mai atractiv. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place și la original. La original e într-un anumit fel. Dar o ți-l arăt și hai să vezi. Are deja Game Trays Custom Storage, deja Da. să ai un insert în care să spui de la început, adică fără stretch goal, știi? Da. Care arată foarte bine și toate inserturile de la Game Trays pe care le-am văzut eu prin jocuri, că e la Qigong, că e la Endeavor, Between Two Castles. sunt foarte bine făcute. Da. Chiar sunt superbe și ușurează foarte mult Setup. setup-ul. Și da, și după aia când strângi jocul. Fii atent. Kickstarter only, la Kickstarter, Lighted Start Player Marker. Really? Lighted Start Player. Really? Cine avea nevoie? Îl Nu. pui start player markerul pe noptieră. Da. Și noaptea îți amintești de joc. Așa. Are non-zigzagging population board. Deci astea nu sunt stretch goal-uri. Adică așa venea jocul. La Da. fel, metal, deja ai Un bani de set metal. de. Aha. Da? Setul de bani de metal. După care ai Tile Tower Real Estate Market. Da, acesta mi se pare superb. Arată foarte mișto. Dar, repet, nu e stretch goal. De obicei, toți le fac ca stretch goal-uri, știi? După care, Interactive Wood Markers, niște markers care, mă rog, puteau să fie cuburi foarte bine. Exact, asta chiar asta am vrut să spun că nu sunt doar cubulețe din lemn, sunt forme. Forme, da. Care sunt faine până la urmă, adică nu. Și Da. după aia, All Suburbia Expansions Included, și asta, stai să vedem, Suburbia Inc. Asta este extensia cea mai bună a jocului. Prima, asta e prima extensie. Prima extensie. Asta e foarte faină. Asta, e 5 star, nu e rea. Con tiles, Asta, Essence tiles, la fel, Are o nouă extensie cu Nightlife, care îți introduce chestii, Dance Club, Haunted House, bla bla bla, care la fel, nici asta nu e. Are Recessed Boards, mă rog, are niște găuri în tabla din Da, da, șahmat. da. După aia, Customizer Pearl Coral, poți să-ți alegi tu ce culori vrei în pachet și ai 5 culori, că mi se pare că în 5 Da, jocul. și aici poți să alegi, de exemplu, vrei prima coloană, a doua sau a treia, sau poți să spui vreau roșu, verde închis, alb. Da, poți să vrei ce vrei tu. A, deci din astea sunt 15, da? Din cele 15 culori Exact. îți alegi Exact. 5. Wow! 5 culori. Da, mi s-a părut șmecher. Până acum nu am văzut așa Da. așa ceva la Cred că niciun joc. mie mi se pare ușoară nebunie să sortezi culori pentru fiecare în parte, pentru fiecare backer în parte, câți ori să fie. Dar, mă rog, treaba lor.
Și apoi ai reward levels, care, mă rog, datorită stretch goals, că să ajungem puțin la stretch goals, la ceea ce, nici nu știu cum să le denumesc, pentru faptul că jocul este atât de bine susținut, apar aceste stretch goal-uri. Și ei, ca să facă și pe mai mulți oameni să vină să dea bani, stretch goal-urile practic îți oferă mai multă cantitate de cele mai multe ori, nu calitate. Știi, sunt stretch goal-uri de calitate, de multe ori e cantitate. Aici e mie mi se pare da, cantitate. Asta am vrut să spun, că sunt și stretch goal-uri în care calitatea unor piese sau e cărți exact. Crește. Exact. E, în cazul ăsta mi se pare cantitate, că au făcut, nu știu, la diferite culori au adăugat ei orașe în sine. Ceea ce pe mine mă lasă puțin rece, și pentru că pur și simplu nu știau, s-au dus până la, au făcut până la 320.000 de dolari, au adăugat câte un orășel. Și suntem deja la 600.000. Și suntem la 600.000. Au făcut un app ceva, Collector's Edition App Artwork, nu știu exact ce folosește, și 2019 Nightlife Bonus Tiles. Au mai introdus niște bonusuri la extensia Nightlife. Mie, sincer, mi se pare o... Asta cred că o să-l susțin. Odată pentru că nu au pledge, nu au group pledge, adică nu poți să... nu poți să pui mai mulți, da. Să pună mai mulți bani să-l ia, pentru că uneori se poate întâmpla lucrul ăsta, să punem mai mulți bani și ne costă shipping-ul mai puțin. Nu e cazul. Nu știu încă dacă o să ajung la Essen sau nu anul viitor, ca să... Anul acesta. Anul acesta. Ai dreptate. Așa. Ca să zic că-l iau de acolo sau să mi-l trimită direct acasă. Pentru mine, mie îmi place foarte mult jocul, e un city building, mie îmi plac city building-urile foarte mult, e un city building pe care îl vreau și per total, cu tot ceea ce ți oferă, ca bani mi se pare o achiziție bună. Da, exact. Dacă ai cumpărat jocul de bază, nu știu cât costă, dar cu siguranță 130-50. Jocul de bază? Da. Jocul de bază e 250 de lei. 260 250, de lei. 250, wow. Da. Iar bun, extensiile... și mai ai acolo 5 extensii, care da. Fiecare costă, nu știu... 100 de lei, 80 de lei. Da, 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 lei. Bine. Deci alea 400, în total 500. Da. Da, deci cu siguranță prețul jocului... Chiar dacă e 150 de dolari, din câte am văzut acolo, da. Îți oferă o mulțime de lucruri. Da. Și calitativ cred că o să fie super jocul. Da, acum, da, da. Eu mă gândesc foarte mult la acel joc, nu știu dacă să fac pledge sau nu, pentru că dacă bine știu, un prieten de-al meu a făcut. Aha. Și cum ne jucăm mai mult împreună, atunci... Da, poate să nu să-l ai. Pentru mine este un must buy, adică vreau să-l am în colecție, vreau să am Collector's Edition, pentru că nu știu pe nimeni odată care să fi făcut pledge la el, adică na, să-l fi susținut, și îl vreau eu în colecția mea să mă joc eu când vreau eu jocul ăsta. Pentru că ăsta e un joc care merită. Vorbim de joc în sine, știi? Nu de miniaturi la infinit și așa mai departe. Jocuri pe care le cumperi, care pe mine cel puțin nu mă atrag, dar care fac o căruță de bani pe Kickstarter, cum sunt jocurile la Simon, și care ai un miliard de miniaturi și nu joci jumătate de joc. De-i, cu tot ce adică ai. Adică nu adaugă la gameplay. Exact, exact. La cursul jocului, doar sunt frumoase. Exact. Hai, spune-ne și tu unul. Uite. Shadow Tactics. Chiar și acum a crescut. Este un joc...
Deci, prima oară, Shadow Tactics a fost un joc pe calculator. Aha. Și după aceea, am vorbit cu cei de la Antlered Games și mi-au spus că ei s-au jucat Commandos, un alt joc care a fost lansat pe Kickstarter. Da, da, da. Și zic că s-au gândit să facă, deci ei s-au jucat Commandos pe calculator și s-au gândit să facă un joc care să, deci un joc de societate, dar care să aducă același sentiment, da, același feeling care a fost și în Commandos. Da? Deci acela e un stealth play game. Da, da. În care nu poți să tragi în inamici cât vrei, că atunci vii în o mulțime și, clar, mori. Și atunci Gomboș Gerg a luat contactul cu Mimimi. Mimimi, da, trei. Și au venit cu ideea asta de a lansa Shadow Tactics, care era tot un joc stealth, pe ca și joc de societate. Da. E super, cred că e un sentiment atât de fain pentru o persoană care lansează un joc pe calculator și cineva să-l caute, hei, ne-a plăcut jocul, hai să-l facem ca joc de societate. Da? Adică prinde, are o nouă viață acel joc, mi se pare. Păi poți să ne-l arăți puțin și ce faci? Dar voi nu vedeți încă nu. Ecranul? Am crezut că da. Trebuia să mă întrerupi. Uite, așa e Shadow Tactics, da? Da. Da, bun, arată super. Deci aici vezi o mulțime de culori. Suntem în Japonia. Astea sunt unguri care îl fac? Da, sunt din Ungaria. Vezi, aici e un joc cu miniaturi. Mie-mi place foarte mult că aceste miniaturi sunt foarte diferite unul de celălalt. Da? Acum nu știu de ce sunt astea pictate, iar astea nu. Poate astea au venit... sau nu, nu știu. Cred că astea au fost în jocul de calculator. Cred că sunt desene, miniaturile așa vin. Da. Vezi tu mai jos. Aha. Da, vezi? Da, sunt o mulțime de miniaturi, o mulțime de cărți, tokene și dar, aici... Dar, în esență, jocul ăsta e de câți? De câți jucători? Da. De la 2 la 5 am văzut eu. Și e unul contra celuilalt. 2-6, deci puteți juca ori co-op împotriva jocului, ori unul o să fie cu cei răi, și atunci o să fie one versus many. Exact la, ca la Valor and Villainy. Bun, cred că acesta o să fie prețul recomandat de Raft, da? Și dacă îl susții pe Kickstarter, atunci ai 15 euro în minus. Da. Vezi, tokenele mi se par super faine. Astea. Da, arată frumușel. Da. Nu e genul meu, dar nu. Nu știu dacă m-am jucat un joc în care... Uite, ați co-op. Poftim? Zice aici, ați a co-op în solo mode, cooperativ. De obicei, jocurile astea funcționează mai bine cooperativ decât... Mie îmi plac mai mult cooperative decât unul contra celălalt. Unul singur contra restul. E destul de greu să faci unul singur contra restul, pentru că trebuie să găsești... Este atât de greu de făcut un balans pentru să-i oferi atât de multe unuia singur, astfel încât să nu fie prea multe ca ceilalți mulți cât sunt, să poată totul să se egalizeze, știi? Puterile. Da, înțeleg ce spui. Plus, dacă e unul versus mulți, cel care e singur trebuie deja să cunoască jocul. Altfel, cu siguranță o să piardă. Acum, creatorii spun că acest joc e diferit față de celelalte și căutam să arăt și eu imagine, pentru că
Ai un câmp vizual al inamicilor, reprezentat fizic. Deci tu știi inamicul în ce direcție se uită. Uite aici. Deci, vezi baza miniaturii. Și baza, deci acum hai să vină înapoi. Ba, acum el se uită în direcția asta. Deci am tu poți să vii din spate și poți să-l ataci. Da? Vezi cum a atacat-o ninja. Am înțeles. Deci mie mi se pare un ceva super fain, pentru că în orice joc pe care îl joci pe calculator, tu știi, îți dai seama în ce direcție se uită. Cam în Assassin's Creed, vii din spate, pac, îl scoți. Și au spus că acesta e unul dintre lucrurile care diferențiază față de celelalte jocuri. Am înțeles. Acum, și acest joc îl recomand în primul rând celor care s-au jucat Shadow Tactics și le-a plăcut jocul, pentru că cu siguranță o să aducă același feeling pe care l-a adus jocul de calculator. Și celor care s-au mai jucat jocuri din astea stealth și au văzut că e genul lor de joc, sau dacă le place One vs. Many. Mie mi se pare un joc super șmecher. Cu o grafică foarte frumoasă și cu stretch goal-uri normale. Da, unde era stretch goal-ul? Da, astea sunt. Double layered board tiles, ceea ce mie mi se pare întotdeauna da, sunt mai deluxe. Sunt mai deluxe. Nu doar un board pe care alunecă tot ce pui pe el. Da. E un joc în care prețul, să văd aici. Aici sunt diferite nivele, da? Aici ai și group order. Dar dacă vrei să ți-l iei singur, 75 plus shipping, încă 9. 9 euro. Pentru un joc atât de mare e o nimica toată. Da, bine, suntem și la 80, de pentru 84 de euro, eu zic că îți iei un joc de calitate. Da. Pare ok preț. Și care e statutul de funding acum? Care e... În momentul de față... $45 și s-au adunat 52.000. Deci e funded. E funded, da. Și urmează să atingă niște stretch goal-uri. Aha. Dar uite ce prezență are jocul pe masă. Deci cu siguranță dacă îl joci, da, dacă cei care trec se vor uita la joc. Deci... Nu arată. Adică nu e un joc care să arate rău. Acum nu știu cum se joacă. E un joc de cărți. Cum miști oamenii. Pui cărți jos, ai un număr de acțiuni, și asta contează, știi? Da, aici văd o tablă care e numerotată. Foarte posibil jucătorii vor juca cărți aici. Cred că le vor rezolva pe rând, deci probabil o să fie un... Un joc în care îți programezi acțiunile. Da, exact. Cel puțin, acum eu m-am uitat foarte repede peste joc. Dar cei care sunt interesați atunci ar trebui să-l parcurgă. Aveți și sunt și campanii. Asta am uitat. Okay. Replayable campaigns. Ok, bun. Hai să trecem mai departe. Eu mai vreau să mai vorbesc despre un joc care se numește La Stanza, care cred că e în ultimele zile de campanie. A, da, cel puțin în momentul în care facem... Noi filmăm în ultimele zile. Stai așa. Să văd și eu unde ești. Aici ești. Stanza. Hello. Hello again. Nu știu ce face ăsta al meu. Bun. La Stanza. El este funded, dar nu mi se pare un succes așa foarte mare, dar este ok. Dacă golul a fost de $28.000,
28.500, el este la $48.000. Aproape dublu. E aproape dublu, ceea ce este mai mult decât ok din punctul meu de vedere pentru un euro. Heavy. Cred că e mediu ăsta. Nu e da? Heavy. Da, e mediu, mediu. De fapt, jocul ăsta este un... are la bază un mecanism de rondel. Dar n-a atins niște... A atins 40.000 de euro, sigur. Stai să vedem câte sunt euro. 42. Da, a atins 40.000 de euro. Asta înseamnă că are 4 extra bonus tiles. Și are șanse să mai, să mai atingă. Da, să fac la deluxe... Dan... L-au făcut invers, uite, unlock stretch goal ies jos. Aha, da, da, da. Ceea ce nu e mare lucru. Singura chestie la deluxe, mie nu mi se pare așa o mare chestie deluxe la asta față de varianta standard. Singura chestie este că ai ăsta de metal, metal coins, ai, și că astea sunt mai mari. Wooden components are enlarged. Ah, bun, deci și standardul vine cu... Da, standardul nu vine cu cuburi. Meeples de lemn. Da, doar că și sunt mai mici. Ah, da, văd. Sincer, mă uit eu așa atent. Diferența este de 15 euro între ele. Ce mă deranjează, mă rog, acum nu știu dacă o mai găsi pe cineva, dar este diferența de la, dacă ai fi cu cineva să iei 6 copii de lux, la care te costă transportul cam tot atât, uh-huh. Adică împarți cei 22 de dolari transportul la 6, ți iese, nu știu, 4 dolari, 3 dolari și ceva. Euro sau dolari? Stai așa că nu mai știu. În România 20 de euro. 20 de euro împărțit la 6 vin 3 euro și ceva. Ia, e altceva, că vezi și la 6 copii și la 6 copii tot atât este transportul. Și la 1 și la 6 transportul este tot atât. Ideea era că dacă aș mai fi găsit pe câte cineva să luăm 6 de luxuri, ar fi meritat. Așa să-l iau singur, aș prefera... Cred că o să aștept să vină în distribuție și prin distribuție și o să le iau așa. Păi, dar ia-ți 6. N-am, nu-mi permit. Deci 6 și ai cadou. Ai cadouri pentru 6 prieteni. Da. Dacă aș avea și bani de așa ceva, ar fi bine. Dar nu am, așa că... Cred că n-o să-l susțin. Trebuie să aleg unul pe luna asta și ăla unul cred că o să fie Suburbia. Nu ăsta. E interesant. Jocul este un rondel. Un rondel te miști pe... Stai să vedem unde este harta de joc. Tabla de joc. Cred că la început. În altă parte nu este. Sunt mai multe camere în care te plimbi. E un clasic euro de... Resource Management and Resource Conversion pe un rondel. Uh-huh. E simplu așa. Aici dacă bine știu, mergi din cameră în cameră. Din cameră în cameră, exact. Și poți să faci diferite acțiuni. Exact. Dacă bine mi-amintesc, strângi tablouri sau... Da, strângi tablouri. Tablourile le folosești ca să faci alte chestii cu ele. Uh-huh. From the gather the feature metal coins and larger custom wood. În rest, nu ți oferă absolut nimic la deluxe, știi? Ca să merite atât de tare varianta așa zisă deluxe, în afară de acele metal coins, pe care poți să le folosești sau nu. Eu mai folosesc și chipuri de poker, nu prea folosesc astea de... Așa că... Take it or leave it. Mă interesează jocul. Sunt sigur că jocul este bun. Că jocul este de la Nuno Bizarro Centineiro și Paolo Soledad. Doi oameni care au făcut un joc care mie îmi place destul de mult. Care e ăsta, de aici, din spatele meu. A, da. Și acela a fost pe Kickstarter. N-a fost ăla pe Kickstarter. Madeira? Da, na, vor să-l aducă din nou pe Kickstarter. Trebuiau să aibă campania anul trecut. Și au avut niște probleme cu
Watch Your Game au avut niște probleme și sper să vină anul ăsta, că tot ceea ce vor face este să aducă niște elemente de lemn, niște componente de lemn la toate componentele de carton pe care le ai în joc. Am înțeles. Dar oamenii care au făcut aia sunt ăștia doi, care au făcut Madeira, și Madeira este un Euro Heavy foarte, foarte bun. Și pentru cine preferă așa ceva, este ăla e mai ușor decât ăsta, la Stanza. Care? Madeira e mai ușor decât la Stanza? La Stanza e mai ușor decât Madeira. Ah, bun, bun, bun. Atunci am înțeles bine. Ok. Și hai, spune-ne și ultima alegere a ta pe ziua de azi. Acum am dat share. Bun, uite. La acest joc, Gardens of Babylon, The Cascading Tile Laying Game, m-am uitat foarte mult. Îmi place ideea jocului. Founded in 9 hours. Da. În care ai baza aceasta, vezi? Ziggurat, nu știu cum se numește exact. În zigzag, și, așa? Da, în zigzag. Și peste aceste piese, pe rând, o să plasați câte un hexagon, da? Aha. Acum hai să văd dacă, da, uite, aici se vede mai bine. Acestea sunt, practic, etaje. Și după ce ai plasat, tu poți să-ți miști omulețul acesta pe scări. Vezi? Aici sunt scări. Aha. Și dacă ajungi destul de sus, atunci o să... Deci cu cât mai sus ajungi, cu atât mai multe puncte primești. În afară de asta, tu poți să plantezi semințe unde e apă. Și dacă ai plantat aici, o să vine jos, poc aici și scoți semințele celorlalți. Da? Uite, vezi, apus style-ul, urcă omul, vezi, poți să te miști de 3 ori. Da? Pop. Deci a urcat, a plantat o semință și uite, poc, atunci a luat celelalte semințe. Dar dacă cineva urcă peste el, plantează o semință și cu apa curge semința aia tot mai jos, atunci îți scoate semințele. Am înțeles. Da, și tu e un joc abstract, în esență. Da. Abstract. Da, da, frumos colorat și simpatic și pare, da, pare interesant. Da, și din nou, i-am scris creatorului și mi-a spus că are... De, clar, are un board modular, adică astea nu vor fi puse întotdeauna în același loc, da? Astea vor fi amestecate și nu sunt deci sunt diferite, vezi? Acesta are o scară pe partea stângă, dar acesta are pe ambele părți. Și atunci tu poți urca pe acela. Da? Și atunci îți dă un feeling 3D. Pentru că tu urci. Dă o senzație că e un joc 3D. Da. Mie îmi place jocul acesta și cu siguranță l-aș juca, pentru că mi se pare un joc accesibil și celor care nu s-au jucat prea mult. Da? Deci un entry level. Și pentru deluxe, ce mi se pare fain e că în loc de cuburi îți dă, vezi, omuleți, îți dă semințe de diferite forme, un coin și îți dă o extensie. Asta e Kickstarter exclusiv și cred că e doar la Deluxe Edition. Ceea ce mi se pare super interesant și chiar simți că Deluxe-ul se diferențiază de varianta retail. Da, și la Stretch Goal au atins câte ceva. Vezi, unele sunt doar pentru Deluxe, cum ar fi o cutie mai puternică, Spot UV și așa mai departe. Mie mi-a plăcut jocul. Foarte, foarte posibil. În momentul în care filmăm, mai sunt 19 zile, deci foarte posibil că o să-l becuiesc. Aici scrie că este și... Deci poți să-l cumperi și doar cu un prieten, vezi? Doi. Aha. Standard sau doi Deluxe. Am înțeles. Cool. Și transportul se adaugă după. Deci aici e $49, ar fi 210 lei, 20, plus un transport, acum nici nu știu cât e, dar
Păi e, ai zis că e 49? Da, 49 și additional copies. Deci 12 plus 4 ar fi 16, 8, 8, 8 dolari. Un preț rezonabil. Adică și în... Și în țară, dacă îți iei ceva, plătești 15 lei. Acum plătești 32. Depinde de curier. Da. Dar uite ce fain arată. Uite ce fain arată. E frumusel joc, un joc abstract, interesant. Da. Da, e un joc abstract pe care cred că l-aș juca. Da, exact. Cei care se joacă, de exemplu, Carcassonne, cu siguranță ar putea încerca jocul acesta. Și aici construiești ceva. Da? Uh-huh. Doar că aici ai bine definit până unde poți construi. Ăsta e făcut tot de niște oameni din Ungaria? Nu. Acesta e făcut de Cackleberry Games. Rob Thompson. Cred că sunt englezi. Englezi. Las Cruces. Am înțeles. Nu știu. Jordan Khan Stavros Polibuiu. Nu știu unde. Ok. Deci atât din partea mea. Pe ziua de azi. Și de atât și din partea mea. Cred că am vorbit chiar mai mult decât am fi crezut la început. Exact. Acum, dacă nu am, noi am vrut doar să spunem ideile noastre despre joc. Nu înseamnă că un joc pe care noi l-am considerat a fi prea scump pentru ceea ce oferă nu e un joc bun sau nu trebuie promovat și susținut. Doar că noi vorbim despre gusturile noastre. Exact. Bun, nu uitați ca de obicei, dacă aveți ceva de obiectat, să obiectați și să comentați. Și până data viitoare, de fapt data viitoare, săptămâna următoare o să fie iarăși formatul de la episodul 2. Peste două săptămâni o să fie acest tip de format, Kickstarter. Așa că... Eu deja știu despre ce joc o să vorbesc. Perfect! Așa că vă așteptăm săptămâna viitoare cu un nou episod. Până data viitoare, ca de obicei, Boghi și... Oli! Vă spun la revedere, să vă jucați mult și să vă bucurați de jocuri. Și Oli... Să susțineți câte un proiect pe Kickstarter până data viitoare. Sau să scrieți în coment ce joc ați susținut. Ciao! Salut!